Iubiți oamenii lui Dumnezeu, mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră. La această întâlnire de biserică, sunt povestit de emoții pentru că mi-am adus aminte de timpul pe care l-am trăit aici, împreună cu unii dintre voi, timp care am rămas de la începutul înființării acestei biserici. Dar îți slăvesc pe Dumnezeu să văd biserica plină, să văd atâți adolescenți, tineri minunați care slujesc pe Domnul. Așa cum spunea fratele Viorel și citea psalmistul din Psalmul 127 de Solomon, dacă nu era Dumnezeu acel care să înceapă această lucrare, nu ar fi dăinvit. Această lucrare, când s-a început, nu a fost ușoară, dar a vegheat asupra noastră Dumnezeu și pas cu pas, El ne-a călăuzit și am ajuns în această seară să fim în numărul acesta aici. Și mai este un număr deosebit de important pentru mine în Largos, care a început tot de aici, în locul acesta, și îl slăvim pe Domnul pentru aceasta. Am avut timp să-mi invitez, pentru că e de azi firma la care lucrez, mai era afară, una asta în trecut, una asta acum, și azi noapte trebuie să stau acolo toată noaptea, și dimineața la 9:30 am plecat de acolo, am reușit să dorm un ceas după o masă cu canapea. Și am venit aici și am avut timp să meditez și mi-am adus aminte cum Dumnezeu a început lucrarea din locul acesta. Fratele Marius, care era dirijor în biserica din Barcelona, mergea acolo, era dirijor, m-am întâlnit cu el, cu câțiva frați de la noi în biserică, fratele Vasile Luculescu, era pe atunci, fratele Adrian Pop, mergeam la biserică în Barcelona. Fratele Marius, la rândul lui, s-a întâlnit cu fratele Ieremia. Fratele Ieremia m-a contactat telefonic, era un Largos, ne adunam atunci, deasupra la Pozar, acolo la puzeria aceea, era un apartament pe care l-aveam închiriat, unde locuiam de atunci, și ne adunam acolo la rugăciune. A venit, ne-am întâlnit în Largos și am vorbit atunci, că tot noi suntem acolo câțiva în Milanova, voi sunteți câțiva aici, n-ați vrea să ne unim și împreună să formăm o biserică. Ne-am bucurat știind că fratele Ieremie era ordinat și am pregătit atunci știind că îl iei un tot. Eram numai băieți de la mâncare, stăteam numai băieți acolo. M-am dus și am cumpărat torturi de alea care sunt câte trei felii, așa știți, făcute, gata, am luat plasticul, am văzut și eu la alții cum fac torturi, am cumpărat un borcan de ciocolată, am mus pe feliile acelea și știam că sunt pun și alune și deasupra am pus alune. Și am așteptat pe față de la Villanova, am invit să văd tot cum am așteptat. Nu au zis nimic, o mâncat, ne-am înțeles, și din ziua aceea s-a început biserica aici în Villanova. Am avut aminte că ne întâlneam la frații țigari în biserică, când a fost și prima ordinară, a fost prezent fratele Victor Opriș, împreună cu fratele Cornel Vânsan. Ne-am adunat acolo și acolo a fost și prima ordinare care s-a făcut în biserica din Villanova. Fratele Ieremia nu avea mijloc de transport, era greu, eram venit atunci, stăteam 5, 6, 7 în apartament, unii lucrau, alții nu. Avea o mașină, mi-a dat mașina și a spus, veniți cu mașina aceasta când veniți la biserică. Mai trimitea o mașină după noi, că era mai mult, ne ducea, ne aducea acasă. Veneam duminică așa, pe serpentine. La un moment dat știți că mașinile se mai strică, noi nu eram mecanici. Veneam cu mașina fratele Ieremia, un accelera cu o sârmă și celălalt ținea volan. Și am ajuns aici, în Villanova, ne bucuram, ne întorceam înapoi acasă, fericiți. Odată l-am sunat cu fratele meu, frate, vine că a rămas pe tine fără frână, nu mai țineau frână. O venit frate, o legat un tub acolo, am ajuns în Villanova. Și așa am început, a fost începutul slave. Când m-am uitat acum afară, parcare, fraților, hai să-L slăvim pe Domnul, că m-am uitat ce mașini avem și ce mașini avem, slavă Domnului. Dacă ar mai fi mașina aceea care ne-a dat-o în numele Domnului, frate Ieremia, cred că unii ați luat-o și ați spune undeva să nu vadă nimeni. Dar noi așa ne bucuram că aveam un mijloc de transport. Și am avem mașini frumoase, avem tot ceea ce vrem, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Lucrurile acestea este, cum a spus la mine, suprem, că Dumnezeu o vegheată asupra noastră și ne-a binecuvântat. Am văzut că sunteți 126 de membri în Largos, suntem în jur de 119 membri, avem 101 copii până în 15 ani și 30 de tineri, slăviți să fie Domnul. Slăviți pe Domnul că Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi acolo și pe dumneavoastră aici. Dar văd că fratele Gavril Zăgdean ne-a ajutat o bună perioadă de timp și dumneavoastră acolo. Mi-a aduc aminte de prima nuntă pe care a făcut-o în biserica care trecea prin bucătărie. Treceam prin bucătărie și ajungeam în biserică. Și acolo a fost prima nuntă și a fost amintire, a fost un început greu. Au fost lupte,
dar ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat dinainte. Suntem în seara aceasta aici și copiii noștri se aud cum am început noi. Râd că ei au trăit într-un confort pe care noi nu l-am avut niciodată. Noi ne-am luptat, noi ne-am cheltuit, noi am mers. Acum stăm la 2-3 minute din biserică și unii poate vin mai rar. Dar mergeam atunci cu bucurie că era Barcelona, că trebuia să vin pe serpentină. A fost o bună perioadă, veneam cu găleata în mașină, cu pungi în mașină, că s-au reîntregit familiile în anul 2002, atunci a început să fim mai mulți. Și uite, așa ne bucuram că veneam la biserică. Nu eram mulți, eram o mână de oameni. Dar Dumnezeu ne-a folosit ca să ajungem în această dimineață și să spunem ca omul lui Dumnezeu Samuel, până aici Dumnezeu ne-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea în continuare să rămânem aproape de Dumnezeu. Trăim vremurile acestea pe care le trăim și nu sunt vremuri ușoare. Sunt vremuri care vor veni și vor veni vremuri mult mai grele decât ceea ce noi trăim acum. Dumnezeu să ne ajute să rămânem aproape de El. Amin? Copiii noștri să-i ținem aproape de noi și aproape de casa Domnului. Sunt multe medii prin care cuvântul Domnului este vestit și biserici care s-au făcut în vremea aceasta, însă biserica adevărată pe care Dumnezeu a lăsat-o e asta. Și trebuie să fim atât timp cât este liber aici, să stăm împreună în legătură frățească, în frângerea pâinii, să stăm în rugăciuni și să-L slăvim pe Domnul în fiecare zi pe care ne-o mai dă, că avem harul să fim împreună cu frați, cu surori, în prezența Domnului. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea prin fratele Johnny Blaga să ne rugăm Domnului în sensul acesta și să-i mulțumim pentru tot ajutorul pe care El ni l-a dat. A fost un început slab, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și am putut să ajungem să vedem momentele acestea binecuvântate după 20 de ani de zile a lui Iisus.